Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip în care vedeți mutra. Știu că nu mi-ați mai văzut fața de mult și vă era dor. Cred că deja mulți au închis clipul. Astăzi m-am gândit să discutăm despre piraterie, pentru că mereu când făceam live, ori eram întrebat: bă, da, piratezi? De unde piratezi? Ce site-uri folosești? Și tot după aia, pe același live sau pe altul, era încertat că de ce piratez, că iau strike dacă folosesc cu torrent și se vede pe YouTube, adică niște chestii așa. Dar oricum, m-am gândit, hai să fac un video despre piraterie. De ce piratează românii în 2019 când există G2A, există abonamente? Ca mic anunț publicitar, aș vrea să aruncați un ochi pe canalul lui Willow, are și el nevoie de ajutor, hai să-l facem să strângă câți mai mulți abonați de ordinul sutelor. Oricum o să fac niște live stream-uri cu League of Legends, că am văzut că se joacă și el, și culmea, tipul chiar are un blog al său. Și a făcut mai de mult un dăsta, un blog, un site cu diferite desene, să le putem vedea acolo. Chiar interesantă treaba. Oricum, tipul acesta are potențial și merită să apăsați frumos pe abonare. Uitați, ca să ziceți că eu nu fac asta, am apăsat și clopoțelul, puteți să faceți și voi asta, să apăsați clopoțelul și la el și la mine. În fine, o să fac și niște live stream-uri cu el jucând LOL, că am văzut că e lolist de-al meu. Și cam atât, hai înapoi la episod. Hai să discutăm cum stă treaba cu pirateria. În primul rând, în alte state este interzis, așa că dacă locuiești în Anglia sau în Germania și te-au prins ăștia că ai intrat pe Pirate Bay, îți taie ăștia netul. Poate chiar poți și mai rău, ție amendă. Acum, Ana, la noi e permisă și cam în toată zona asta Europei de Est este permisă pirateria. De ce? Nu știu, dar mie personal nu convine, sunt sigur că vă convine și vouă. Însă hai să ne gândim, de ce piratează românul și nu cumpără? Ei bine, eu cel puțin cumpăr numai jocurile alea multiplayer. De exemplu, cum era CSGO acum un an, când trebuia să dai bani pe el. Sau celelalte CS-uri, Sursul și 1.6, le-am pe Steam. Ce dracu am mai cumpărat? Killing Floor-ul, că e multiplayer. GTA 5-ul pentru modul de online, l-am cumpărat și pe ăla. Dar în rest, jocuri de-astea cu story gen San Andreas, GTA 4, Far Cry, eu le-am piratat, că n-are rost. Eu merg pe ideea, fac un joc, bun, îl termin și după aia ce fac? Am dat bani și am terminat jocul. Așa pe la multiplayer, postez, mă mai joc, fac și live-uri, mă joc cu abonații, da, așa bun, fac. Deci încă fac și live-uri și episoade cu jocul ăla, câte live-uri și episoade să fac, că se termină povestea, câte moduri să încerc pe el. Și da, eu în general piratez jocurile cu story. Și chestia asta a intrat în reflexul românului, mai ales când vine vorba de filme. Mulți români, într-adevăr, de exemplu, cum sunteți voi, marea majoritate aveți părinți care vă dau bani. Dacă le cereți, mami, dă-mi și mie 50 de lei să-mi iau un joc, dă-mi și mie 60 de lei să-mi iau un skin, vă dau. Eu nu am fost așa. Și am fost învățat să piratez, că taică-miu pirata, tot așa. Ce era când eram eu mic? Pe vremea aia, după anii 2000, Far Cry, Half-Life, ce jocuri erau, le pirata taică-miu. Și mi-a arătat și mie cu piratatul cum stă treaba. Și mi-a zis, goule, Știi cine dă banii pe jocuri? Fraierii! Că uite, le luăm gratis! Acum, în schimb, totuși, chiar dacă există Humble Bundle-uri de-astea, de-ți dă premii, cheițe de-alea pe G2-a de spică jocul random, lumea continuă să pirateze. Oare de ce? În primul rând, din obișnuință, și în al doilea rând, din chestia de buget. Mai zicea ăsta de la zona IT că românul totuși își permite, reușește să-și ia un PC de 3000 de lei și nu e în stare să dea 100 de lei pe un joc. Da, strânge el bani, dar nu și face acum muncește luni de zile sau chiar am să strângă bani de PC-ul ăla. Și acum ați dat seama, mulți n-aveți PC-uri bune și care să vă duc orice joc și să ajunge să le cumpărați, deși nu vă duce PC-ul orice joc. Părerea mea, mai bine bagi banii în PC și după aia ții jocuri dacă e. E ca și cum avea o mașină, ai o rablă de mașină și tot pui geante, genți, vopsea, geamuri, fumurii, toate chestiile, dar e o rablă și în loc să-ți iei una nou-nouță și după aia ușor încep să-ți iei accesoriile, na, cam așa e și cu calculatorul și cu jocurile, părerea mea. Când ai într-adevăr PC puternic, să-ți ruleze orice și să nu facă ca toți dracii cooler-ul cum face la mine, da, atunci ar trebui, n-am prea scuză că nu poți să-ți cumperi orice joc. Acum, în schimb, nu știu dacă o să mai reziste pirateria în România așa mult timp, pentru că ușor-ușor începe lumea să-și ia PC-uri. Cred că în vreo 10-15 ani cel mult o să se încheie și cu pirateria. Acum nu știu, ori o să devină România stat care să merite să fie membru UE și o să-și permită lumea să dea 300 de lei pe un joc când salariul e de 1000 și un pic, îți dai seama.
Ce alegi, să mănânci o lună de zile sau să-ți cumperi 5 jocuri? Da, e de vină și situația țării. Trist este că, deși noi avem de câștigat, noi românii, cei care piratează, avem de câștigat, nasol e pentru cei care produc jocurile, ca o pagube. Driver și ăștia cu jocurile sunt cam nesimțiți că pun și jocuri, pun și prețurile mari la jocuri. Și în caz că vă întrebați de ce costă 50 sau 60 de euro un joc când apare, e pentru că gamingul a luat naștere practic în Japonia, că acolo au început consolele, jocuri și după aia a apărut pe PC-urile și toate platformele pe care se joacă lumea. Și în mod normal, de atunci de când au apărut primele console și primele jocuri, Pac-Man, Pong, ce jocuri au atunci, bă, da, am setat să înregistrez sunetul. Spuneam, din Japonia a început gaming-ul și producătorii de jocuri de atunci au setat ca prețurile pentru jocuri să fie cam cât o alocație al unui copil din Japonia. Și acum, frate, să nu comparăm Japonia cu România. Dacă la ei vine cu tremur, un japonez și se dărâmă blocuri și poduri, într-o săptămână au reparat tot. La noi nu trebuie să vină cu tremuri să se fac praf podurile și casele, deci ce, despre ce vorbim? Era mișto dacă producători de jocuri și magazinele, marketurile astea, Steam, toți ăștia care se ocupă de prețurile jocului, le-ar pune în funcție de țara de unde cumpără respectivul, dar să aibă și un detector de VPN ca să nu-și ia neamțul VPN pe România și în loc să dea 60 de euro un joc să dea 60 de lei. Da, cam asta e faza cu pirateria. Sunt curios ce părere aveți și voi. Cât de mult piratați, ce piratați, dacă piratați, de ce, da și de ce nu, dacă nu piratați. Sau dacă faceți ca mine tot așa, vă cumpărați doar jocurile multiplayer. Oricum, cam acesta a fost videoclipul. Eu sper că v-a plăcut. Ah, și dacă vreți, puteți să-mi lăsați întrebări în comentarii pentru un Q&A, că a trecut vreo 2 luni de când am făcut clipul ăla cu corcodușele și cred că ar fi caut să mai fac. Hai, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!